Găsit, suntem la o nouă întâlnire, domnul profesor Adrian Radu, căruia îi mulțumim de fiecare dată pentru disponibilitate, pentru amabilitate și pentru faptul că ne pune la dispoziție și ne împărtășește din cunoștințele vaste. E, chiar vaste, da, în fine. Eu rămân de fiecare dată fără replică și am aflat de-a lungul timpului de la dumneavoastră foarte, foarte multe lucruri. Vă urmăream, acum vă fac așa o confesiune, vă urmăresc de foarte mult timp activitatea și postările și mult timp nu am avut curaj să intervin și să vă cer detalii suplimentare. Apoi când în sfârșit mi-am luat inima în dinți și am făcut-o, mi-ați răspuns foarte prompt și m-ați lămurit cu tot ce am avut nevoie. Vin acum și vă întreb de față cu toți cei care ne urmăresc. Există din cunoștințele dumneavoastră, din tot ce ați studiat, din tot ce ați încercat să inovați, să descoperiți, să aduceți ca produse pentru public, există un produs care să aibă niște calități, niște capacități atât de extraordinare încât aproape să fie considerat un miracol al naturii, ceva absolut spectaculos? Sunt mai multe produse, numai un singur produs. Am aici o carte scrisă de un colectiv de profesori de la UMF și aici regăsiți ashwagandha. Ashwagandha, Vitinia somnifera, cum se numește, din punct de vedere al denumirii biologice, botanice, este un produs extraordinar, pentru că e un produs adaptogen, imunomodulator, ceea ce avem noi nevoie în momentul când apare buba cu coronavirusul, că la unii se exacerbează sistemul imunitar născut și lipsește cel dobândit, înreglează tiroida, înreglează funcțiile hormonale și endocrin. Deci are o paletă atât de largă de acțiune încât eu zic că ar trebui studiată mult mai aprofundat și de omul de rând, nu numai de către colectivele de specialiști. Un alt produs pe care despre ashwagandha pot vorbi mult, dar e păcat să nu luați această carte, să vedeți câte aplicații are. Și în momentul de față, o mulțime de persoane au probleme cu tiroida. O mulțime. Și problema cu tiroida se reglează, bine, nu numai ashwagandha. Vitamina D3, seleniu, ashwagandha și tinctură de sânziene sau de dregaică. Un alt produs pe care l-am întâlnit este rășina munților. Mumio, i-am zis eu. Și lagit se numește în zona Indiei, Nepal, momlai, caradarâ, saradarâ, funcție de zona de cine e ocupată acolo, pentru că e vorba de podișul Pamir. Este o rășină. Cum a apărut acest produs? Cum s-a format? Este o rășină apărută în procese fermentative și de presiune în milioane și milioane de ani. O să iau ca o mașinuță, deci, așa să vedem. Este aproape un produs fosil, dacă este. Da, este un produs fosil. Deasupra Australiei exista continentul India. Pentru că în momentul când se vorbește despre Asia, și la geografie și din punct de vedere geopolitic, pe undeva se spune și subcontinentul indian. De ce? Pentru că e placă tectonică total separată. Deci aici avem Australia, aici avem India, care a pornit încet, în sus, în nord,
deplasarea până când s-a ciocnit de placa asiatică, de continentul asiatic. Toate depozitele de resturi organice marine au fost prinse între placa asta tectonică și cea asiatică, după care a urmat că a fost un proces violent, acum 65 de milioane s-a întâmplat procesul, după care au fost prinse și vegetațiile și vegetale existente pe continentul asiatic și resturi, inclusiv albine, insecte și așa mai departe, compactate și prinse între plăcile astea și împinse în sus până când s-au format munții Himalaya. Deci un proces extraordinar și o presiune fantastică. Trebuie să vă gândiți ce presiune e acolo. Nu poate fi replicat într-un laborator. Și atunci, din toată materia asta organică care a fost prinsă acolo, prin procese fermentative și de presiune enormă, nereplicabile încă la nivel de laborator, a apărut acest produs. În momentul când e vară și se încălzesc stâncile, începe, se dilată acel produs, acea rășină, și începe să iasă. Și este culeasă de cei care sunt specializați în cules și care știu unde să culeagă această rășină. Și se găsește în zona Kirghistan. E recunoscută în zona Kirghistan din punct de vedere calitativ. E cea mai bună, cea mai valoroasă rășină. În zona Turkmenistan, în India și în toată zona Pamirului. Deci în zona munților Altai, în zona de Podiș și Podișul Pamir. Știți cumva când au descoperit-o oamenii și cum au început să o folosească? Este descoperită de mii de ani. Sunt scrieri de-a lui Hipocrat referitoare la acest produs. El îi spunea sift. Adică arată ca bitumul și spunea sift. Din punct de vedere botanic este numit asfaltul. Dar nu e asfalt, să ne înțelegem. Pentru că arată ca asfaltul, i-a zis Hipocrate sift. E descrisă în lucrările lui de medicină. După aceea, Avicena, Biruni au făcut studii pe acest produs. În epoca modernă, Alexis Carrel, care a luat două premii Nobel, și care a făcut prima inimă artificială din lume, inimă externă, a studiat acest produs și a văzut că în compoziția lui este foarte mult acid fulvic. Și în momentul când a fost întrebat despre acidul fulvic, a spus următorul lucru. Dacă ar fi să aleg pentru omenire, la ce să renunț? La electricitate sau la acidul fulvic? Renunț la electricitate. Fascinant. El a luat premiul Nobel și pentru alt lucru. A ținut o inimă de găină în viață 24 de ani. Ținând un acid fulvic și primenind în permanență lichidul în care stătea acea inimă. 24 de ani. Și a murit acea inimă pentru că un laborant într-o zi n-a înlocuit lichidul care stătea acea inimă. Nu vreau să mă gândesc ce implicații pot exista. Bine, Alexis Carrel are și o bubă în cap. A fost printre părinții eugeniei. Ah, ok. El promova ferm eugenia. Pe tema asta, primele victime ale nazismului nu au fost evrei sau alte, au fost chiar nemți care aveau probleme eugenice, adică tată bun, că asta înseamnă eugenia, da? Da? Da, da. Bun, tată bun, oameni cu probleme mentale și așa mai departe, 70.000 au fost omorâți. Nemți, jet by jet. Deci asta e cu Alexis Carrel. Și acum a revenit la rășina asta. Sunt patru produse în lume cunoscute care sunt imunomodulatoare. Am vorbit despre ashwagandha, e unul. Al doilea este această rășină și mai sunt și take și maitake, două ciuperci medicinale. Astea sunt cele patru imunomodulatoare.
Mulți întreabă, deci ce facem? Ridică imunitatea. Nu, nu. Ți-o modulează, adică ți-o aduce acolo unde trebuie. Cum știe să facă? De unde să știu? Mulți mă întreabă cu ce substanță face treaba. Habar n-am. Pentru că în acea rășină avem 64 de enzime. 64 de enzime. Avem tot spectrul de aminoacizi. Avem 72 sau 74 de minerale, în cantități infime, să ne înțelegem. Absolut. E un produs atât de complex încât nu știi care, cum. Și mai un lucru. Din aloe s-a încercat să facă un extract ca să facă medicament pentru proprietățile lui de cicatrizare rapidă. Și a ieșit o porcărie. Pentru că nu e vorba de o singură substanță, ci substanțe în cantități infime, acționând sinergic, produc un efect extraordinar. Ce am făcut cu acest produs, în afară de a-l folosi ca atare? Din păcate sunt fumător. Și acum, ani buni în urmă, iarna, și vorbesc acum pentru că suntem în sezonul în care avem probleme cu frigul, chiar și în casă, pentru că în capitală domnii primari încă nu s-au instalat, domnul primar încă nu s-a instalat, iar doamna cea care a fost n-a rezolvat problemele de termoficare, avem frig. Și cei care au probleme cu microcirculația, mulți fumători au problema asta, dacă nu chiar majoritatea, au probleme cu circulația periferică, adică la nivelul picioarelor, la nivelul mâinilor, pe care le resimțim. Dar toată microcirculația e afectată. Microcirculația avem la nivel ocular. Și atunci avem probleme și acolo. Deci, în momentul în care am probleme cu microcirculația, eu, ca fumător, m-am gândit, dom'le, să caut un produs care să-mi rezolve problema asta. Deci, de aici, ultimele trei degete mi se albeau la frig. Bun. Și am încercat ce era pe piață. Și nimic nu mi-a rezolvat problema. Pentru că unele erau adresate pentru tur, cum ar veni, când am o centrală termică, am și tur, am și retur, mulți instalatori vin și aveți o problemă la tur. E, nu pot să am problemă numai la sistemul de tur, pentru că automat dacă am depunere pe tur, am depunere și pe retur. Așa și cu sistemul circulator uman. Multe produse, chiar și suplimente naturale și medicamente, sunt făcute ori pentru artere, ori pentru vene. Și atunci nu-ți rezolvă decât jumate din problemă și dacă ți-a rezolvat o jumătate, înseamnă că presiunea se egalizează, că n-am cum. Și degeaba am desfundat eu turul dacă returul e înfundat. Și atunci am zis, Dumnezeu, hai să găsesc o formulă care să împac și turul și returul, să le curăț pe amândouă. Și am găsit extractul de castan, de exemplu, curăță venele. E unul dintre cei mai performanți produși, eșina din castanul sălbatic indian, pentru curățarea venelor. Cu problema de curățat turul era mult mai ușoară, dar acum am zis și microcirculația trebuie rezolvată, da? Pentru microcirculație am folosit piperina, extractul de piper, extractul de afin roșu, care se dă și pentru cei cu probleme oculare. De ce? Reface microcirculația. După care am zis, cum consolidez eu ce am făcut? Am nevoie de rafanozide. Să știe că în momentul când am probleme de circulație, astea sunt generate de faptul că apar plachete cu depuneri pe vasele de sânge. Și unul dintre factorii care conduc la așa ceva este homocisteină. E, conversia homocisteinei înapoi în cisteină și metionină se face cu B3 și cu rafanozide. Mulți se recomandă sulforafan și iau brocoli. Ridichia se numește rafanus. Cantitate mai mare de rafanozide decât din ridiche, nu o să găsiți niciun produs dintre crucifere. Rafanozidele se regăsesc în crucifere. Și am luat extract de ridiche și am pus în produs. Am pus acea rășină în produs. După 3 săptămâni nu mai aveam această problemă.
Plus că circulația la picioare, clar, am avut picioare calde. Nici când eram copil și vorba aia, nu eram fumător atunci, nu aveam picioarele calde. Mi s-a restabilit asta. Cei care au consumat produsul mi-au spus, s-au rezolvat multe probleme. Îl recomand și în cazul fracturilor. Pentru că apare o neosangvinizare acolo și orice fractură se vindecă mult mai repede. Plus că acea rășină ajută în cazul fracturilor. Pentru asta am făcut produsul și îl recomand acum cu căldură, pentru că, nu pentru că e al meu, pentru că știu ce efecte are celor care au probleme cu circulația, mai ales în perioada asta rece. Că acum o resimțiți, să știți că și vara aveți probleme cu microcirculația, dar nu resimțiți diferența de temperatură din cauza... Vara avem probleme cu microcirculația, dar nu resimțim din punct de vedere al senzațiilor, pentru că e cald afară. Asta e singura diferență între vară, iarnă. Și vara aveți probleme cu microcirculația și iarna. Poate mai puține vara, de ce? Pentru că suntem forțați într-un fel să mâncăm mai sănătos și sunt mult mai multe vegetale, mâncăm mult mai puține grăsime animale, mai puțină proteină animală și atunci avem și o fluidizare a sângelui în mod natural. Cum se administrează? Care sunt cantitățile? Recomandarea dată inclusiv de Institutul de Bioresurse Alimentare, între una și trei capsule, de 1 sau de 3 ori pe zi, depinde de afecțiunea pe care o avem. Acum, dacă avem depuneri de trombi masivi, în niciun caz nu luați cantitatea maximă de prima dată. De ce? Pentru că trombii se duc. Unde se duc? Pot să se ducă înspre miocard și atunci apare buba mare acolo. Și atunci e bine să dizolv încet, 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 încet. Dacă am probleme doar cu microcirculația, pot să iau liniștit și 9 pe zi. Nu e o problemă. Să nu am tromboze masive. Și asta, respectiv, o știe. Dacă are o tromboză masivă, are și diagnosticul pus. Deci nu e niciun fel de problemă. Singura rugăminte, când luați pastila asta sau orice pastilă de supliment alimentar, beți un pahar întreg de apă ca să dizolve și doi la mână ca să ajungă cât mai repede în sistemul vostru circulator. Pentru că altfel degeaba ați luat produsul ăla. Se poate evacua din organism fără să beneficiați de ingredientele produsului. Mulțumim foarte mult, chiar este revoluționar. Eu, din ce știu și din ce am mai căutat, până la dumneavoastră, acest produs nu a existat în România. Nu, e formula mea proprie, da. Practic, dumneavoastră l-ați adus și este un beneficiu imens pe care l-au toți. Până la urmă, există contraindicații? Nu există, v-am spus, doar în cazul în care sunt tromboze masive, administrarea se facă mult mai mic. Nu există contraindicații. Mai există o contraindicație. De obicei, cei care au probleme de circulație masivă, li se administrează anticoagulante. Produsul în sine este anticoagulant, pentru că am curcumină, care este un antitrombotic și anticoagulant natural, dar puternic. Și atunci, dacă anticoagulantele nu mi-au rezolvat problema, renunț la ele și iau produsul ăsta natural, care este tot anticoagulant. Sau să împac și capra și varza, reduc la jumătate cantitatea de anticoagulante și încep cu ăsta. Dar în niciun caz de 9 capsule pe zi, maxim 3, dacă iau simultan anticoagulante de sinteză. Chiar așteptăm, în momentul în care veți începe să folosiți acest produs, așteptăm feedback, așteptăm reacțiile dumneavoastră și părerile legate de el. El poate fi găsit decomandat de pe pagina dumneavoastră? Și pe pagină se găsește în farmaciile BBT în momentul ăsta. O să punem link-ul în descriere. Mulțumesc foarte mult, să ne revedem curând. Mulțumesc, sănătate multă!